Bună ziua și bine ați revenit la RWA TV. Numele meu este Fițosul și sunt gazda voastră pentru a vă ține la curent cu toată acțiunea, știrile și update-urile din cadrul RWA. În show-ul de săptămâna aceasta îl vom vedea pe Super Mario Mihai, care își va revendica premiul pentru faptul că a câștigat Lowland Scramble-ul, înfruntându-l pe veteranul pro-wrestler scoțian Lowland Superstar Glenn Dunbar. Și nu în ultimul rând vom auzi despre încă doi concurenți ce vor participa la King's Oak Cup Tournament. E un trofeu. E șansa mea să demonstrez încă o dată că eu sunt cel mai bun. Sunt the great. Lopta. Pentru că spre deosebire de acești wrestleri care cred că mă pot învinge, eu sunt singurul de aici care e dispus să facă orice ca să câștige. După ce a supraviețuit, nici el nu știe cum, și a câștigat dificilul match cu 10 concurenți, Lowland Scramble, Super Mario Mihai a câștigat oportunitatea de a se înfrunta cu cel mai respectat wrestler britanic, The Lowland Superstar, Glenn Dunbar. Să mergem în ring, să vedem acțiunea. Match sponsorizat de King's Oak British International School. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Romanian Wrestling Alliance TV. Eu sunt Moromete Brăzovănescu. Continuare singur, se pare că domnul Zoltan nu se va întoarce. Și mult mai important, avem întoarcerea lui Glenn Dunbar, The Lowland Superstar, care se întoarce în România după ce a făcut un challenge la show-ul trecut, numit The Lowland Invitational, un Battle Royal cu reguli speciale, câștigat de Super Mario Mihai. Și ca premiu pentru victoria sa, Super Mario va avea ca oponent în această seară pe Glenn Dunbar, The Lowland Superstar. Glenn Dunbar nu primește o întoarcere a unui campion din partea publicului. Pe de altă parte, nici nu poți să te aștepți să fii bine primit atunci când înjuri publicul. Super Mario Mihai
puștul minune din Romanian Wrestling Alliance Source Wrestling School, puțin în spatele lui Kid România când vine de popularitate, și asta este discutabil, s-ar putea să fie la același nivel. Super Mario a arătat rând de rând, eveniment de eveniment, că el este cu adevărat viitorul wrestlingului, nu atât în România, cât poate și internațional. Foarte, foarte important în acest match este faptul că The Lowland Superstar este un fost campion în Scoția. Este un wrestler foarte, foarte bun. Deseori numit un wrestler extrem de tehnic de oponenții săi la nivel european. Este ocazia pentru Mario să se remarce. De fapt, cred că și de asta Glenn Dunbar a venit în România. A recunoscut viitorul în Mario și vrea să aibă un meci cu viitorul, să-l înfrângă înainte ca Mario să ajungă la nivelurile la care poate să ajungă și Glenn să se laude cu asta. Atitudinea lui Glenn Dunbar nu este cea mai drăguță, dar este un oponent de calibru internațional. Este cel mai mare test al lui Mario. Vedem acolo publicul și reacția sa față de Glenn Dunbar. Reacția sa față de Mario. E foarte clar că publicul este de partea lui Mario. Nici nu mă așteptam la altceva. Dar pe de altă parte, Glenn Dunbar, The Lowland Superstar, a luptat pentru multiple companii la nivel european. Pentru Scottish Wrestling Alliance, pentru Three Count Wrestling, pentru British Championship Wrestling, New School Wrestling, Source Wrestling, Triple X Wrestling, Pro Wrestling Zero, Pride Wrestling, Target Wrestling, Scottish Wrestling Entertainment, International Pro Wrestling, United Kingdom, Reckless Intent Wrestling, Romanian Wrestling Alliance, Caithness Pro Wrestling și Future Shock Wrestling. Doar pentru a numi câteva. Este de 3 ori campion la echipe în Source Wrestling Alliance Scoția. Momentul ăsta este, cum spuneam, cel mai mare test pentru Super Mario Mihai. Este un prezent al wrestlingului european împotriva viitorului wrestler Super Mario Mihai. O victorie pentru Dunbar îi va permite să laude cu ea chiar și peste ani, când Super Mario este campion în cele mai mari promoții. Pe de altă parte, o victorie pentru Mario este o ocazie foarte bună de a-și lansa cariera foarte devreme. Și vedem cum Mario reușește să păstreze meciul pe picior de egal. Dunbar își arată experiența, vorbește acolo cu un fan. Foarte mulți ar crede că asta este un gest de aroganță, de fapt este un gest în care pur și simplu aruncă replici către un fan fără să gândească la ele. Nu-l interesează că publicul este de partea lui Mario, el doar și-a luat un respiro, a luat o ocazie ca durerea să treacă din brațul său și să continue meciul ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Asta este strategia lui Glenn Dunbar, este un veteran cu experiență care va profita de fiecare regulă a jocului să iasă victorios în această seară și probabil că va încălca vreo 3-4 pe drum. Dunbar dus la pământ acolo, prins între picioare, foarte frumos schimb tehnic acolo între cei doi, dus la pământ. Totuși Mario este luptătorul cel mic dintre cei doi, îl aruncă pe Dunbar acolo, prins, dus suplex foarte frumos, suplex clasic, Mario pus la pământ. Mario este viitorul, dar de fiecare dată, în fiecare match, el este cel mic. Asta se vede chiar și în acest match. Dunbar iarăși ridică poate al doilea suplex, ajunge în spatele său, oare vom vedea un roll-up? Mario reușește să se dea la distanță, îl trimite iar în colț, arm drag, nu, pin attempt, crucifix pin, 1, 2! Cât pace un crucifix pin din partea lui Mario, ocazie foarte bună, knee, monkey flip!
Dunbar trimis la pământ. Maimuța a fost aruncată, cum se zice. Dunbar nu-i vine să creadă. Noi vom vedea pe al doilea. Nu! Dunbar reușește să se țină acolo în picioare, se folosește de avantajul său în greutate, îl pune pe Mario pe umeri, ocazie bună pentru un powerbomb. Nu, Hurricane Rana! Trimis în colț de Lowland Superstar, lovindu-se acolo de colțul ringului. Un trip foarte frumos și poate vom vedea un Boston Crab. Nu! Manevră de submisie, foarte frumos! Din partea lui Mario, prinde de gâtul. Manevră foarte inteligentă din partea lui Mario, atacă atât picioarele cât și gâtul lui Dunbar. Totuși, greutatea lui Dunbar este factorul în acest moment, că a reușit să târască către coarda de jos și să reușească să forțeze arbitrul să întrerupă acea manevră. Lipsa de experiență lui Mario se vede în acest moment. Nu profită să-l atace pe Dunbar în continuare. Poate așteaptă să facă o manevră impresionantă pentru public, dar în același timp îi dă ocazia lui Dunbar să facă asta. Sus pe umeri, backbreaker. Trimis la pământ. 1, 2, în continuare, kick out. Cea perseverență care am văzut-o data trecută la Romanian Wrestling Alliance TV la finalul meciului TG Bogdan Kid România, acel suflet de a nu te lăsa pe gubaș până în ultima clipă, de a lupta până când nu mai poți, o vedem într-o chipată în Super Mario. Delayed suplex. Iar Glenn Dunbar pur și simplu se bucură de poziția sa. 1, 2, încă un kick out. Foarte frumos acolo, din partea lui Mario. Rămâne în acest match. Publicul ferm în spatele lui Mario. Se pare că Mario se resimte. Ocazia lui Dunbar, veteranul, un om antrenat ani de-a rândul în wrestling, să preia controlul. Și rezistența lui Glenn Dunbar este de neîntrecut. A fost campion la echipe de 3 ori. Primul campion la echipe din Source Wrestling Alliance. Este odată campion la divizia T din Source Wrestling Alliance. Și este un campion în Pride Wrestling Championship. A ținut acel titlu pentru 553 de zile. Acest prestigiu care se luptă Mario, shoulder block în umărul lui Dunbar printre colț și o să vedem acum monkey flip, nu, sunset flip, sunset flip încearcă să-l ducă pe Dunbar la colț. Dunbar se ține de o coardă, Oh, guillotine, leg drop, foarte frumos, nu cu același impact ca Hulk Hogan, dar oare e suficient? Nu, kick out la 2, Dunbar, care a fost în întreaga Europa. M-am și menționat doar câteva din titlurile pe care le-a ținut. Se folosește de fiecare manevră pe care a văzut-o, pe care a învățat-o pe parcursul timpului împotriva lui Super Mario, acel leg drop tipic lui Hulk Hogan. Acela nici a fost un pin attempt, asta e doar psihologie. Un elbow drop fix pe pieptul și sternul lui Mario. Final, zice Glenn, 1-2. Nu. N-a fost suficient. Nu a fost suficient. Glenn Dunbar are o manevră, în sugrum acolo pe Mario, are o manevră numită The Lowland Fling, un Fireman's Carry Sit-Out Facebuster. Manevră destul de complicată, dar o manevră care el o folosește cum nimeni altul și încheie meciuri cu ea. Încă nu a folosit-o pe Super Mario. Nu cred că îl consideră demn pe Mario de această manevră. Manevră cu care și-a câștigat titlul, manevră cu care și-a apărat titlul în repetate rânduri. Mario acolo spera să-l prindă pe Glenn Dunbar. Glenn Dunbar nu s-a mișcat, așa că Mario a trebuit să-și reajusteze strategia. Vedem un roll-up. 1, 2. Kick-out din partea lui Dunbar. Trimis de data asta în curs pe Super Mario. Close line. Vedem iar o tentativă de crucifix pin. Reușește cumva. 1, 2. Și dropkick. Dunbar trimis în afara ringului. De data asta nu este o strategie să-și recapete sufletul. De data asta pur și simplu a fost dat afară din ring. Mario îl vrea înapoi în ring. Îl vrea înapoi în ring. Pușul ăsta, această perseverență de care mi-am spuneam mai devreme.
Genială, genială acest push. Opa, vedem small package. 1, 2, Mario iese la timp, meciul continuă, trimis în corz Mario. Și atac de antebraț permite lui Dunbar să preia controlul meciului. Clothesline peste Mario. Foarte frumos. Și apă acolo DDT la pământ din partea lui Mario. O manevră care s-ar putea să încheie meciul chiar aici. 1, 2. Un 2 destul de lung. Un DDT este manevra aceea în care sprinzi oponentul, prinzi capul oponentului și pur și simplu îl înfigi în podeaua ringului ca pe un cui. Mult din impactul acestei manevre vine din propria greutate. Mario nu este cel mai mare om. Probabil de asta nu a reușit să încheie meciul cu acea manevră. Dacă era un pic mai mare, poate ar fi reușit. Nu spuneam, viitorul este al lui Mario. Dunbar este în calea acestui viitor în această seară. Pe a doua coardă, oare vom vedea un superplex? Mario se ține acolo de coarda a treia, vedem foarte clar cum s-a prins de ea și acum atacuri supra spatelui Dunbar. Orice să nu fie trimis la pământ. Prins de Dunbar. Pus pe umeri. A încercat acolo să-l pună în poziție pentru low-line flank, dar nu. 1-2, un roll-up din partea lui Mario. Foarte frumos, a evitat acel fireman's carry. Oare vedem acum de low-line flank? Low-line flank! S-ar putea ăsta să fie meciul. 1-2. Nu am cuvinte. Cred că acel a lui Dunbar a explicat tot. Nu a fost un țipă de frustrare, a fost un șoc. Super Mario Mihai, un pus de 14 ani din România, a făcut kick-out din la Lowland Fling. Oare va încerca manevra a doua oară? Nu, roll-up din partea lui Mario. 1-2. Dunbar în picioare. Super Mario sus pe corzi. Câtă energie mai are Mario. Rolling DDT, trimis în corzi. Mario trebuie să-l tragă acum pe Dunbar sub corzi ca să poată să facă pinul. Dunbar nu se mișcă. Mario știe că nu poate să numere. Dunbar se ține de corzi, nu vrea să plece de acolo. Știe că dacă este pinuit s-ar putea să nu facă kick-out. Cumva se ridică. Atac asupra genunchiului lui Mario. Ce o să avem? Oh! Din fundul curții. Asta nu a fost de low-line fling, asta a fost pumnul lui Tataie. Crucifix Powerbomb. Oh! 1, 2, 3. Câștigătorul în această seară este experiența. Câștigătorul în această seară este un multiplu campion european. Câștigătorul este Glenn Dunbar. Dar faptul că Mario a ținut pieptul acestui prezent al wrestlingului european arată că în România, în Romanian Wrestling Alliance, se află viitorul wrestlingului european. Publicul a încercat acolo să-și arate aprecierea față de Mario. Glenn Dunbar nu este mulțumit de victoria sa. Tom Fulton, rivalul lui Dunbar de atâta timp și profesorul, mentorul lui Mario, îl salvează de un atac. Nu are cum Fulton să nu fie mândru de elevul său. Show-ului Return of the Lord și să le demonstrez în același timp fanilor mei că încă sunt super. Desigur, știu că pentru voi poate este mereu o surpriză atunci când câștig, dar pentru mine nu.
Eu știu că pot să fac asta. Adică, pe bune, am mai învins 9 wrestleri într-un singur match și sunt destul de sigur că pot face asta cu încă 4. După sălbaticul atac de la finalul meciului al lui Glenn Dunbar, Future Shock Tom Fulton a venit în apărarea lui Super Mario Mihai. După repliere, Dunbar l-a provocat pe vechiul său rival la încă un meci. Fulton a acceptat cu plăcere și a cerut ca meciul să fie la RWA King's Oak Cup într-un meci non-turnament. Să fie oare acesta finalul rivalității care acum a ajuns în al 7-lea an? Ultima oară aceștia s-au înfruntat când Tom Fulton l-a învins pe Glenn Dunbar în finala RWA 1 și a dat Glory. Dar acum The Lowland Superstar a promis să îl termine pe Future Shock Tom Fulton o dată pentru totdeauna la RWA King's Oak Cup. Îi avem deja confirmați să participe la turneul RWA King's Oak Cup pe 9 decembrie. Până acum pe The One Man Mosh Pit, Alin Rocks, primul wrestler român din toate timpurile, Kid Romania, minunea de 15 ani a wrestlingului românesc, Super Mario Mihai, și nu în ultimul rând pe The Great T.G. Bogdan. Tichete pentru RWA King's Oak Cup sunt disponibile de cumpărat online pe romanianwrestling.com via shop-ul nostru de pe Facebook sau pot fi rezervate contactându-ne online. Tichetele pot fi plătite online via PayPal sau în cash când ridicați rezervarea efectuată de la Source Wrestling School Romania. În show-ul de săptămâna viitoare vom vedea întoarcerea în ring a lui The One Man Mosh Pit, Alin Rocks, înfruntând misterioasa mașinărie neagră. Vom vedea identitatea a 4 studenți Source Wrestling School care își vor face debutul profesionist concurând în turneul King's Oak Cup. Ca un preview la meciul bonus ce va avea loc la RWA King's Oak Cup, vom arunca o privire la îndelungata istorie dintre Future Shock Tom Fulton și Lowland Superstar Glenn Dunbar. Din partea tuturor celor din cadrul RWA, vă urăm zile ușoare și vă așteptăm și săptămâna viitoare!